Așadar, cred că putem să începem și cine mai intră se mai alătură pe parcurs. Vă spuneam că numele meu este Cristina, sunt consilier Edmundo. Eu văd numele voastre pe ecran, nu trebuie să le rostiți fiecare. Dar aș vrea să revin cu invitația și cu încurajarea de a vă deschide camerele și microfonul ori de câte ori simțiți nevoia să adresați o întrebare și să discutăm liber despre ce presupune aplicația la studii în Olanda. Sunt consilier Edmundo. Pentru cei care nu ne cunosc deja, oferim servicii de consiliere tinerilor care doresc să studieze în străinătate. Serviciul nostru este gratuit în măsura în care veți decide să alegeți dintre universitățile noastre partenere, pe care le puteți găsi pe site-ul Edmundo la secțiunea Universități Partenere. O să vă las în chat site-ul nostru ca să-l găsiți mai ușor. Și acolo la Universități Partenere o să puteți vedea care sunt universitățile cu care lucrăm în parteneriat. Așadar, pentru cei dintre voi care au deja un consilier Edmundo, e minunat. Sunteți deja cu un pas mai aproape de trimiterea aplicației. Iar cei dintre voi care nu aveți deja un consilier, ne puteți scrie pe adresa edmundo@rondeducativa.ro. O să scriu acum adresa ca să nu uit. Așadar, ne puteți lăsa un mesaj pe adresa din chat. Ideal ar fi să ne scrieți câteva informații despre voi, de pildă în ce clasă sunteți, ce profil studiați la liceu, poate ce domeniu v-ar interesa să studiați în Olanda, dacă aveți sau nu un certificat de limbă engleză recunoscut internațional și, eu știu, orice alte informații pe care simțiți nevoia să le împărtășiți despre voi. Dacă totuși, înainte de a intra în contact cu noi, simțiți nevoia să vă mai informați puțin pe cont propriu, recomand să vizitați site-ul nostru. Acolo o să găsiți foarte multe informații despre studiul în străinătate în general și în particular despre studiul în Olanda, pentru că dacă sunteți aici, înțeleg că vă interesează să studiați în Olanda. Secțiunea de blog de pe site este una foarte plină de resurse. De asemenea, puteți ne urmăriți pe paginile noastre de Facebook, de Instagram. Puteți să deveniți membri pe grupul de Facebook Viitor și Actual Studenți Edmundo, unde puteți culege informații direct de la cei cu care noi am lucrat deja de-a lungul timpului. Până acum, aveți întrebări? Simțiți nevoia să împărtășiți ceva? Ok. O să iau tăcerea voastră ca pe un răspuns și o să intru în subiectul întâlnirii de astăzi, care, așa cum spuneam, este să vă oferim informații despre procesul de aplicare la studii în Olanda. Poate că știți deja, perioada de aplicare este deja deschisă din 1 octombrie și există mai multe termene până când puteți aplica. Cel mai apropiat ar fi 15 ianuarie. În Olanda există așa numitele programe numerus fixus, iar acestea au termen 15 ianuarie. După cum puteți să deduceți din denumire, numerus fixus înseamnă că pentru aceste programe există un număr fix de locuri, ceea ce înseamnă că ele au o procedură de selecție după aplicare.
Despre procedura de selecție detaliat, puteți să veți primi informații direct de la universitate după ce selectăm programele pe platforma de aplicare, dar puteți să vă așteptați la, nu știu, poate un test de cunoștințe, poate veți primi ceva assignments de la universitate și va trebui să lucrați pe aceste assignments. Uneori se completează un chestionar. Unele programe solicită trimiterea unui portofoliu sau se poate întâmpla ca universitatea să programeze un interviu. De regulă se susține online. Deci cam asta ar fi primul, cel mai apropiat termen. Mai sunt câteva programe în Olanda care au termen de aplicare 1 aprilie. Majoritatea universităților de cercetare din Olanda au termen 1 mai, iar majoritatea celor de științe aplicate au termen de aplicare 15 august. Pentru că am folosit termenii de universități de cercetare și universități de științe aplicate, nu știu dacă știți care e diferența dintre cele două sau dacă știți cum să le recunoașteți. Aveți ceva informații despre asta? Eu cel puțin nu. Ok. Păi, uite, eu o să vă spun foarte pe scurt care e diferența dintre cele două. Și în chat o să vă las un link către un articol unde puteți citi informații detaliate despre asta. În principiu, exact așa cum le spune și numele. Universitățile de cercetare au o abordare educațională orientată către partea teoretică, iar teoretică și de cercetare, iar cele de științe aplicate pe care le puteți recunoaște după extensia HBO, deci cele de științe aplicate HBO și cele de cercetare WO. Asta ca să știți, mă rog, și terminologia pe care o folosesc în Olanda. Dar, în limba română, așa sunt cele două categorii. VO, universități de cercetare, orientate către partea teoretică și de cercetare, pentru cei care sunt înclinați mai mult către acest tip de abordare. Iar cele de științe aplicate sunt universități care au o viziune educațională orientată către partea practică, către dezvoltare profesională, cumva. Ce e important să știți e că nu există nicio diferență între diplomele pe care le veți obține. Ambele au aceeași valoare, dar în funcție de înclinațiile și dorințele fiecăruia, puteți, sau de domeniul de studiu în care vreți să, cu care vreți să mergeți mai departe, puteți alege una sau alta dintre cele două variante. Vreau să vă las acum linkul în chat ca să nu uit. Am o întrebare în chat și o să răspund acum la ea ca să nu uit de ea. Da, poți să aplici chiar dacă ești deja studentă, numai că depinde. Va trebui să iei legătura cu un consilier etnolog ca să vezi în ce condiții. Fie va trebui să reaplici, practic să o iei de la capăt, fie va trebui să vedem dacă există posibilitatea de a face un transfer și de a menține cumva ce ai studiat până acum. Bun. Până acum, întrebări? Am lămurit puțin... Aș avea eu o întrebare. Eu am intrat în clasa 11. Eu pot să aplic din clasa 12 sau chiar și intra 11? În clasa 11 poți să ne scrii deja pe adresa de generală de Edmundo. În momentul în care ne scrieți un mesaj pe adresa generală, foarte curând vi se va aloca un consilier cu care veți putea lucra mai mult sau mai puțin activ la trimiterea aplicației, asta tocmai în funcție de stadiul în care sunteți voi. Adică dacă ești abia clasa 11-a, poți cumva să culegi informații, să
Citești cât mai mult despre programele de studii, despre universități, despre viața de student în Olanda, astfel încât să reușești să hotărăști asupra universității și programului la care ai vrea să studiezi, dar mare lucru, efectiv, nu prea poți să faci din clasa 11-a. Ceea ce mai poți face este să te interesezi dacă universitatea și programul pe care le vizezi solicită un certificat de limbă engleză recunoscut internațional, pentru că dacă e cazul, atunci e recomandat să începi din timp, să te pregătești ca să ai cunoștințe cât mai bune și să obții un scor cât mai bun la test. Și e recomandat să dai testul undeva până la început de clasa 12-a, poate chiar și la început de clasa 12-a, dar nu mai târziu de atât, pentru că după aceea programul o să-ți fie din ce în ce mai aglomerat, plus că durează destul de mult până obții efectiv certificatul din momentul în care începi să cauți informații despre asta. Am și eu o întrebare. Mulțumesc. Cu plăcere. Dacă lucrăm part-time, primim vreun ajutor de student în bani? Mulțumesc pentru întrebare. O să ajung foarte curând și la subiectul despre buget. Aș avea acolo mai multe lucruri de menționat și dacă mai ai un pic de răbdare, îți răspund atunci la întrebare. În regulă? Da. Mulțumesc. Bine, mulțumesc mult. Oricum, ajung curând și acolo. Aș vrea să le luăm cumva așa pe parcurs, pe rând, ca să putem avea un fir logic al discuției. Bun, deci cam asta e cu termenele din Olanda. Oricum, ca recomandare generală, dacă sunteți, mai ales dacă sunteți clasa 12, nu recomand să mai amânați niciun moment intrarea în contact cu un consilier, pentru că aplicația e recomandată să fie trimisă cât mai curând, pentru că după momentul aplicării efectiv urmează alți pași pe care va trebui să-i parcurgeți și pentru a-i putea parcurge în tihnă și a putea digera toată informația, e important să trimiteți aplicația cât mai curând și să vedeți care e răspunsul universității. Pentru că toți suntem la recomandările generale, vă spuneam că indiferent de momentul în care sunteți, fie că sunteți clasa 10-a, 11-a sau chiar a 12-a, e util atât pentru voi cât și pentru noi să faceți un efort de documentare personală, așa încât să aveți cât mai multe informații despre ceea ce vreți să studiați, la ce universitate, în ce domeniu ați vrea să studiați. Puteți să intrați fie pe site-ul nostru, fie direct pe site-ul universității, chiar pe site-ul programului. Acolo o să vedeți că sunt foarte multe secțiuni cu super, super multe informații utile, inclusiv despre ce materie o să studiați în anii de facultate, cum sunt examenele, cum e campusul, cum e viața de student. O să găsiți mărturii ale studenților și chiar există o secțiune despre oportunități de carieră pe care puteți să le abordați după ce terminați programul de studii. Ideea că e util să aveți o idee cât mai detaliată asupra a ceea ce vă doriți în momentul în care începe perioada de aplicare, să puteți să știți deja cam ce vă doriți și unde și să începeți să lucrați cu consilierul la trimiterea aplicației. Pentru că, culegând aceste informații, o să reușiți să ajungeți la un program, maximum două, pentru că în Olanda, deși teoretic aveți posibilitatea să aplicați la 4 programe, noi recomandăm să faceți alegerea încă de la început. Adică, cumva, nu să aplicați la 4 și după aceea să decideți la care o să rămâneți, ci să faceți
efortul ăsta de documentare anterior, ca să știți mai bine de la început la ce program, unul sau două, aplicați. Practic, în maximum câteva săptămâni, o lună, o să primiți răspunsul universității și o să știți dacă e cazul să mai aplicați și la altele sau nu. Bine, aici trebuie să fac mențiunea pentru programele acelea numerus fixus, unde durează un pic mai mult până când o să aflați răspunsul, de asta e recomandat. Atunci când vă alegeți un program cu numerus fixus, mai luați și cel puțin unul de rezervă, care e fără procedură de selecție, în eventualitatea nefericită în care în final n-o să fiți admis la cel cu procedură de selecție. Dacă aplicați la 4 programe, e complicat pentru voi să gestionați 4 aplicații în același timp, pentru că în momentul în care selectăm programele pe platformă împreună cu consilierul, o să începeți să primiți mail-uri de la universități. Universitățile trimit foarte multe mail-uri cu foarte multe informații, toate sunt importante și gândiți-vă, dacă o să aveți deja 4 opțiuni, atunci o să vă fie destul de greu să gestionați doar mail-urile, ca să nu mai vorbesc și de situațiile în care o să aveți procedură de selecție sau study check, e, mă rog, o modalitate a celor din Olanda de a verifica cumva motivația și potrivirea cu programul pe care l-ați ales. Și de aceea recomandarea asta de a vă documenta cât mai bine despre programul la care chiar doriți să studiați, pentru că până la urmă tot veți alege unul singur, veți studia la o singură universitate, un singur program de studiu. Și pentru că tot am adus în discuție ideea asta legată de comunicarea pe mail cu universitatea, aș vrea să rețineți că e super important să vă obișnuiți încă de pe acum să lucrați cu mail-ul, pentru că universitățile comunică pe, foarte mult pe acest canal și dacă nu vă obișnuiți din start să vă verificați mail-ul cu regularitate, atât în inbox și în spam, există posibilitatea destul de mare să ratați anumite termene impuse de universitate și e neplăcut. Fiți amabil, am o întrebare. Da, asta vreau să vă mai întreb. Dacă vă mai pot răspunde la vreo întrebare acum, te rog. Dacă noi avem în minte doar, să zicem, o țară anume, așa, un consilier și un anumit profil, un consilier poate să ne ajute să alegem facultatea care ne s-ar potrivi cel mai bine? Da, dacă știi țara unde vrei să studiezi și domeniul, da. Poți scrie pe adresa generală, îți va fi alocat un consilier și împreună cu el o să puteți ajunge la programul de la universitatea care ți se potrivește cel mai bine. Și aș mai avea o întrebare, nu știu cât de potrivită este, dar cât costă să avem un consilier? Am specificat la începutul conversației noastre, dar poate că tu ai intrat mai târziu, dar oricum îmi face plăcere să revin asupra acestei informații. Serviciul de consiliere din Mundo este gratuit, doar că mențiunea este că este gratuit atât timp cât decideți să alegeți dintre universitățile cu care noi avem parteneriat. Că voi puteți aplica și la universități cu care noi nu avem parteneriat, dar va trebui să o faceți pe cont propriu. Deci un consilier de mână ne ajută doar dacă dorim să aplicăm la universități care sunt cu Edmundo, pe care le găsești pe site-ul nostru la secțiunea okay. Universități parteneri. Bine, da. Mulțumesc frumos! Cu mare plăcere. Am și eu o întrebare. Sigur, te rog. Mulțumesc că în admission requirements, pe lângă testul de limbă, ce examene mai trebuie să dăm, ce echivalente pentru sistemul olandez? Tu în ce clasă ești? A 11-a, ok. Păi, asta îți spuneam, că practic aplicația se face cu un set de documente, dar există acest tip de program numerus fixus care are o procedură de selecție, care poate implica un
test de cunoștințe, un interviu cu universitatea, ceva assignments pe care trebuie să le rezolvi, poate un portofoliu, depinde foarte mult de programul pe care dorești să-l studiezi și de universitate, dar cu siguranță un consilier te poate ajuta să afli care sunt cerințele de eligibilitate, pentru că există și criterii de eligibilitate în funcție de profilul de la liceu, în funcție de domeniul în care o să studiezi. Dar fiind atât de specific, cel mai bine este să ne scrii și să-ți fie alocat un consilier cu care o să lucrezi personal. Deci depinde de la facultate la facultate, nu e acele lucruri la toate. Ce anume te interesează să studiezi? A, medicina. Medicina? Am înțeles. Din păcate, noi în Olanda nu avem programe de parteneriat pe medicină, dar sunt universități cu care avem parteneriat pe programe de medicină în alte țări. Deci, la fel, dacă intri în contact cu un consilier, el îți poate spune exact care sunt opțiunile pe care le ai ca să poți aplica cu noi. Mulțumesc! Cu plăcere! Și eu am o întrebare. Sigur, te rog. Vreau să aplic la relații internaționale, așa. La Leiden și Groningen. Știu că nu sunt parteneri, aplic și la una parteneră, la Tilburg. Uh-huh. Dar la Groningen, la relații internaționale, am văzut că poți obține diplomă în arte, pe când la Leiden, tot pe relații internaționale, poți obține diplomă de științe, Bachelor of Science. Da, depinde de fiecare universitate în parte ce fel de abordare are și unde este încadrat programul de studii. Într-adevăr, sunt universități care oferă Bachelor of Arts, BA este prescurtarea, sau Bachelor of Science, BSC, prescurtarea, dar asta depinde foarte mult de universitate și o să vezi că probabil la Bachelor of Science au ceva cerințe de eligibilitate, nu știu, poate să fi studiat matematică. Sau matematică, da. Adică asta va trebui să vezi, pentru că nefiind parteneri, eu nu știu, cel puțin la Leiden, nu știu să-ți spun, pentru că, nu pentru că nu aș vrea, dar ideea e că noi cu universitățile partenere avem o relație directă, informații actualizate, menținem legătura cu universitățile, cu biroul lor de admiteri și informațiile pe care le avem sunt direct de la ei, actualizate pentru momentul în care discutăm, pe când nu e cazul la universitățile cu care nu avem parteneria. Da, am înțeles. Voiam să știu dacă sunt aceleași materii, cum ar veni, cursuri. Dar tu în ce clasă ești? A 12-a. Și ai deja un consilier? Da. Am înțeles. Ok. Păi consilierul îți poate spune exact ce criterii trebuie să îndeplinești pentru cele la care, cu care avem parteneriat. Pentru celelalte nu te putem ajuta, tocmai ți-am spus motiv. Bine, mulțumesc! Cu plăcere! Da. Aș dori să întreb dacă toate facultățile cer acea scrisoare de intenție, pentru că m-am uitat și eu pe site-urile lor, dar nu am văzut neapărat la toate. Și vreau să știu dacă este o probă care ne-o dau după sau care e... Uite, chiar acum în discursul meu ajungeam la momentul în care vorbeam puțin despre documentele care sunt necesare pentru dosarul de aplicare. Ideea e că ele într-adevăr diferă în funcție de universitate și de program, încă o dată. Deci, în momentul în care voi ați reușit să ajungeți la unul, două programe la care sunteți hotărâți să aplicați, consilierul vă poate da o listă cu documentele de care veți avea nevoie, specific și particularizat pentru programul și universitatea la care aplicați. Așadar, nu o să intru foarte mult în partea asta de documente, dar ce aș vrea să menționez este că dacă sunteți deja clasa 12-a, puteți să solicitați de pe acum eliberarea foii matricole de la secretariat, pentru că sigur o să aveți nevoie de ea, care ar trebui tradusă în limba engleză la un birou de traducere autorizat. Nu e nevoie să fie legalizată la notar.
deci nu trebuie legalizată la notar, dar trebuie să aibă ștampila unui traducător autorizat. Deci asta puteți să faceți de pe acum cu încredere dacă aveți intenții solide de a aplica la studii în Olanda. Într-adevăr, unele universități și pentru anumite programe solicită și redactarea unui eseu personal, dar consilierul tău îți poate oferi câteva informații care să te ajute să redactezi și, de asemenea, în momentul în care ai ajuns la o primă variantă, eu poți trimite și el îți poate oferi feedback pe eseu, dacă mai e nevoie să mai completezi, să mai scoți ceva, poate. Da, încă o dată, nu e obligatoriu să fie nevoie de eseu personal, așa cum nu e nevoie de scrisoare de recomandare. În Olanda, nu, cel puțin dintre partenerele pe care le avem, doar o singură universitate și doar pentru un singur program solicită recomandare, deci nu vă bateți capul foarte mult cu asta. Dacă aveți deja o recomandare și se poate încărca pe platforma specifică universității la secțiunea de documente adiționale, atunci o putem trimite, dar nu există siguranța că ea va fi evaluată, având în vedere că nu e un document solicitat. Și ce mai puteți face din timp, chiar dacă nu aveți consiliere Mundo și chiar dacă nu știți exact unde să aplicați, deși e cumva important, e să vă interesați despre cum puteți obține un certificat de limbă engleză recunoscut internațional. În Olanda există două situații. Situația în care universitatea și programul pe care l-ați ales solicită un certificat recunoscut de tipul Cambridge, IELTS sau TOEFL, dar există și posibilitatea ca, și destul de multe universități din Olanda acceptă competențele de la calificativul de la competențele de la limba engleză de la examenul de bacalaureat. Cu B2 e ca și cum ai avea un certificat de limba engleză. Și de aceea, în momentul în care sunteți hotărâți asupra programului, întrebați consilierul dacă acceptă sau nu B2 la PAC. Dacă nu acceptă, atunci cât mai curând trebuie să căutați informații despre cum puteți obține un certificat. Puteți fie să discutați cu profesorul de limba engleză de la clasă, care de multe ori vă poate ajuta cu informații, sau pur și simplu căutați online și vedeți care test vi se potrivește cel mai bine, faceți-vă înscrierea, cum vă spuneam și ceva mai devreme, durează destul de mult până când puteți obține efectiv certificatul de limbă engleză. Vestea bună e cumva că majoritatea universităților nu solicită certificatul de limbă engleză în momentul aplicării. Deci puteți trimite aplicația fără certificat, iar ulterior, când îl veți primi, îl veți trimite fie pe cont propriu, fie prin intermediul consilierului către universitate. Doamna Cristina, întreb ceva? Da, sigur, sigur. Certificatul care e eliberat de la școală cu B2, el are un termen de valabilitate? Pentru că eu dacă nu, acela nu are termen de valabilitate, dar nu e nevoie să faceți, mă rog, asta e o chestie de detaliu. Pur și simplu, în momentul, dacă o să vă bazați pe competențe, pentru că universitatea acceptă competențele de la BAC, practic veți trimite la un moment dat, cam prin luna iulie, așa după ce dați BAC, o să se trimită diploma de BAC în copie și traducere autorizată către universitate, iar pe diploma de BAC pe verso apare calificativul de la limba engleză. Acesta nu are un termen, dar în general, certificatele, adică deși se spune că nu au termen de valabilitate și că sunt forever, nu e chiar așa, pentru că în practică, din experiență, am observat că universitățile nu acceptă certificate mai vechi de 2 ani în momentul începerii programului de studiu, adică septembrie 2022 pentru cei care sunt clasa 12 acum și, mă rog, 2023 dacă sunteți sau 11 și tot așa. Deci în momentul în care începe programul de studiu, certificatul nu ar trebui să fie mai vechi de 2 ani. Asta e o întrebare. Te rog. Putem
Da, examenul pentru certificatul de engleză de la începutul semestrului al doilea sau la finalul clasei a 11-a. Da, chiar e recomandat să faci asta pentru că apoi devine din ce în ce mai aglomerat și nu o să mai ai la fel de mult timp, plus că durează până îl primești și e ideal dacă reușești să-l dai până la sfârșitul clasei a 11-a sau chiar la început de clasa a 12-a, e perfect. Mulțumesc! Cu plăcere! Poți să mai răspund la altă întrebare acum? Eu am o întrebare. În cazul facultăților de management hotelier și turism în general, au loc internship-uri în alte țări, în afară de Olanda? Asta e o întrebare specifică și este specifică pentru că, da, există posibilitatea asta, dar nu toate universitățile oferă posibilitatea de a face practică în companii din Olanda sau în companii din alte țări. E posibil ca unele dintre ele să-ți ofere posibilitatea asta, altele nu. Unele dintre ele pot să plătească internship-ul, altele nu. Deci depinde foarte mult. Tu în ce clasă ești? Sunt în clasa 11-a. Am înțeles, ok. Da, poți să citești pe site-ul universităților care te interesează, pentru că e posibil să ai acolo informații, deși în general informațiile astea ți le oferă universitatea după ce devii student. Și asta ca posibilitate, adică o să ajungi să fii student la ei și o să-ți spună care e paleta de opțiuni pe care o ai. Am înțeles, vă mulțumesc. Aș avea și o întrebare. Sigur. Are vreo relevanță dacă am făcut matematică sau nu în liceu pentru relații internaționale? Depinde de universitate și depinde de program, dar da, sunt universități în Olanda care solicită să fi studiat matematică până în ultimul an de liceu sau unele dintre ele chiar să susții probă de matematică la bacalaureat, dar în mod specific și punctual poate spune consilierul în momentul în care știi deja universitatea și programul. Pentru că sunt programe, același tip de program din același domeniu, dar la universități diferite, la care unele dintre ele solicită, au criteriu de matematică, altele nu. De asta spun că punctual se poate răspunde la întrebarea asta. Altă întrebare. Te rog. Pentru admitere, să ia mult în considerare nota de la BAC și foaia matriculă. De foaia matriculă mă gândesc mai mult. În general, în Olanda, cel puțin până acum, doar puține, una singură, de fapt. O singură universitate are anumite cerințe specifice, adică specifică exact note minime pentru materiile studiate, anumite materii studiate în liceu, pentru media generală din clasa 12 și pentru notele de la BAC. Dar în general, adică ca regulă, nu există cerințe specifice, adică condiții specifice în materie de notă. În principiu, e recomandat să ai peste 7, dar ai șanse chiar și dacă nota e mai mică. Am și o întrebare. Dacă am vrea să aplicăm la o facultate care nu este în parteneriat cu Edmundo, trebuie să luăm un consilier ok și cam cât ar costa? Dacă vrei să aplici la universități care nu sunt partenere, poți solicita ajutorul colegilor noștri de la Universalio, care te pot ajuta să aplici la orice universitate, dar serviciul lor este contracost, doar că eu nu aș putea să-ți spun care e costul, pentru că ei sunt un departament diferit și au ofertă în funcție de ceea ce îți dorești tu. Deci, stai un pic să scriu pe chat, ia să vedem, universal. Și dacă o să cauți online, o să găsești cum poți intra în contact cu un consilier universal. Aș trece puțin la subiectul legat de buget și mai preluăm apoi întrebări. Sunteți de acord? Sau e cineva care ar mai vrea să mai întrebe ceva acum? Aș mai avea eu o întrebare scurtă, că tot vorbeam de limbă.
Toate universitățile au cursurile integrale în engleză sau doar primii ani și după ne obligă să învățăm olandeza? Nu, în general, îți alegi să studiezi programe în limba engleză, sunt integrale în limba engleză. Avem parteneriat și cu ceva programe în limba germană, dar asta e doar o chestie de opțiune, adică doar dacă vrei tu să studiezi în limba germană, vei studia în germană. Dar nu, în general, înscrierea se face la programe de limba în limba engleză. Ba mai mult decât atât, ai posibilitatea, la unele universități, ai posibilitatea să studiezi cursuri de limbă olandeză, gratuit sau contracost, dar asta depinde de universitate. Dar nu, în general, programele care sunt listate ca fiind desfășurate în limba engleză, sunt integral în limba engleză. Am înțeles că la medicină doar primii 3 ani obligatoriu ar fi în engleză și după olandeză, dar am înțeles că nu aveți eu pe platformă. Da, noi nu avem medicină în Olanda și n-aș putea să-ți spun, chiar nu știu, aș spune ceva ce nu știu, dar ți-am zis, putem discuta despre celelalte programe de medicină cu care avem parteneriat din alte țări. Am înțeles, mulțumesc mult! Cu plăcere! Bun, tot ca o recomandare generală, dar foarte importantă este să discutați cu părinții. În general, când aveți, având în vedere că aveți intenția de a studia în străinătate, este important să discutați cu părinții voștri despre asta, să-i țineți la curent cu informațiile pe care ați reușit să le strângeți și cu stadiul în care sunteți. De ce e important? Pentru că sunt părinți și că ei sunt interesați de ceea ce se întâmplă și pentru că studiul în străinătate și în Olanda presupune anumite costuri, deci vorbim despre un anumit buget despre care va trebui să discutați cu părinții ca să puteți găsi cea mai bună soluție să reușiți să susțineți aceste costuri implicate de studiul în străinătate. Vestea bună e că, cel puțin discutând despre Olanda, aceasta este o destinație de studiu destul de accesibilă. Pe lângă faptul că taxa de școlarizare nu e foarte mare, cum e în alte țări, de pildă, există și ceva posibilități pe care le puteți accesa ca să vă finanțați studii. Atunci când vorbim despre costuri, despre buget pentru studii în străinătate, ne referim la două mari categorii de cheltuieli. Cheltuieli pentru taxa de școlarizare. În Olanda, taxa de școlarizare este în jur de 2000 de euro pe an și discutăm despre cheltuieli de trai. La cheltuieli de trai intră tot ceea ce înseamnă cheltuieli cu cazare, utilități, nu știu, abonament la internet, abonament la telefonie, mâncare, transport și, eu știu, alte tipuri de cheltuieli. Poate că o să aveți nevoie de cursuri, de cărți, de, nu știu, mergeți la film, la habar n-am unde, în excursie, mai cumpărați haine. Deci vorbim despre un buget pe care ar trebui să vă bazați cel puțin primele 2-3 luni. Pentru taxa de școlarizare există posibilitatea de a accesa un împrumut care acoperă integral taxa de școlarizare. Orice student care are o ofertă de la universitate îl poate accesa, doar că împrumutul pentru taxa de școlarizare se poate accesa doar după ce veți ajunge să fiți studenți, veți ajunge în Olanda, o să vă registrați la municipalitate și o să vă deschideți un cont bancar. Deci, având în vedere că universitățile oferă posibilitatea de a achita taxa în rate, asta depinde de fiecare universitate câte rate, dar vă puteți aștepta ca, nu știu, la un moment dat să fie nevoie să plătiți cel puțin o rată pentru taxa de școlarizare. Deci, încă o dată revin la discuția cu părinții. În general, până acum, pentru primul an de studii, cei din Olanda înjumătățesc taxa de școlarizare pentru primul an. Așteptăm încă confirmarea pentru anul acesta, dar având în vedere experiența anterioară, ne așteptăm să fie înjumătățită și pentru septembrie 2022. Cheltuielile de cazare
Sunt cheltuieli destul de importante pentru că în fiecare lună va trebui să plătiți undeva în jur de 400, 500 sau poate mai mult de euro pentru cazare. În Olanda, posibilitățile de cazare sunt fie în campusul universității, dar nu foarte multe universități au cămine pentru studenți, fie cazare în privat. Și în funcție de tipul de cazare pentru care o să optați, puteți plăti mai mult sau mai puțin. În principiu, vă spuneam și mai anterior în discuția noastră, toate lucrurile se leagă, se înlănțuiesc și de asta e important să trimiteți aplicația curând, de asta e important să fiți cât de cât hotărâți unde veți vrea să studiați, ajungând acum la subiectul de cazare. Aș vrea să știți că undeva cam prin aprilie-mai e destul de important să știți care e oferta pe care o aveți de la universitate și unde vreți să studiați, pentru că va trebui să începeți să căutați cazare. E important să începeți să faceți asta din timp, pentru că altfel există riscul de a nu reuși să găsiți ceva care să vi se potrivească în timp util. Informații despre cazare o să mai primiți și de la universitate și o să mai primiți și de la consilierul Edmundo undeva în aprilie, spre sfârșit de aprilie, și atunci va trebui să începeți să căutați. Tot despre cazare, eu aș vrea să vă las un alt link către un articol de pe site-ul nostru. Ca să puteți citi un pic despre cum găsiți cazare în Olanda. Așa. Cheltuielile cu mâncarea se ridică undeva la, nu știu, 150, 200, poate chiar 300 de euro pe lună. Asta depinde într-adevăr și de stilul de viață al fiecăruia. Poate cineva mănâncă mai mult, poate cineva mănâncă mai puțin, poate cineva e vegan sau e carnivor. De asta nu putem să oferim sumă exactă, dar aproximativ 200-300 de euro pe lună ar trebui alocați pentru acest tip de cheltuială. Ca să revin la o întrebare care s-a adresat anterior, referitoare la surse suplimentare de finanțare, da, într-adevăr, dacă după ce ești student în Olanda reușești să-ți găsești un job de student part-time, adică să lucrezi minimum 56 de ore pe lună, ai posibilitatea de a accesa ceva surse suplimentare de finanțare, dintre care suma se ridică undeva la aproximativ 900 de euro, dintre care aproximativ 400 de euro sunt un grant din partea statului, nu va trebui să-i returnezi în condiția asta în care ai deja un contract de muncă part-time înregistrat în Olanda. Deci poți accesa această sumă de aproximativ 400 de euro pe care nu trebuie să-i returnezi și dacă consideri că ai nevoie de mai mult, mai poți accesa încă până la 500 de euro pe lună, dar aceștia sunt sub formă de împrumut și vor trebui returnați. Deci, nu mai știu cine a adresat întrebarea asta, dar da, dacă îți găsești un job de student în Olanda, ai posibilitatea să primești acest tip de ajutor. Eu aș mai avea poate câteva întrebări legat de taxe. Dacă să spunem că părinții noștri ne pot susține financiar primii 2 ani și după aceea avem cumva să avem posibilitatea să ne împrumutăm la stat sau ne ajută guvernul într-o oarecare măsură? Guvernul care? Care guvern? Olandez. Păi, asta spuneam, că ai posibilitatea să accesezi orice student care are ofertă de studii și care este înregistrat la municipalitate în Olanda, are posibilitatea să completeze o cerere de aplicație pentru împrumut pentru taxe de școlarizare și... Doar dacă avem un contract de muncă, nu? Nu. Pentru taxe de școlarizare nu e nevoie să ai contract de muncă.
e suficient să ai calitate de student și să fii la o universitate din Olanda și să fii înregistrat la municipalitate și să ai un cont bancar olandez. Și de asemenea, dacă noi să spunem că primim o bursă, cam cât, ce valoare are acea bursă? De unde primim o bursă? Nu știu dacă nu sunt să... Nu sunt burse în Olanda, cel puțin nu de care știu eu, tocmai pentru că costurile pentru taxe de școlarizare nu sunt foarte mari și tocmai pentru că ai posibilitatea de a accesa acest împrumut pentru taxe de școlarizare plus sursele suplimentare de finanțare. Eu, pentru cel puțin pentru nivel de licență, eu nu știu să existe burse în Olanda. Am înțeles, mulțumesc. Cu plăcere. Dacă înveți bine în Olanda. Scuze? Nici bursă de merit, dacă înveți bine în Olanda, nu apreciază ei aceasta? Posibil, nu știu, dar asta, după ce vei învăța bine, poate că universitatea îți va face o surpriză. În schimb, tot ca sursă de finanțare, dar nu este o bursă, este tot un tip de împrumut, mai puteți accesa împrumutul FINS, este un împrumut pentru studii, deci are niște condiții de rambursare cumva adaptate faptului că este un împrumut pentru studii. Dacă sunteți interesați de acest tip de împrumut, puteți căuta informații pe... Ia să vedem, stați-vă dacă găsesc adresa. Oricum, puteți să împrumutați minimum 12.000 și maximum 25.000 de euro pentru studii. Nu sunt doar pentru taxe de școlarizare, puteți să folosiți banii în orice scop. Și dacă aveți un consilier Edmundo, îi puteți cere mai multe informații despre împrumutul de studii FIMS. Iar dacă nu, vă las adresa unde puteți să căutați mai multe informații direct. Aș avea și eu o întrebare. Sigur. Se poate realiza împrumutul în bugetul pe care l-ați spus de 12.000 de euro și pentru cheltuielile cotidiene? Da. Asta spuneam, că împrumut, cel puțin împrumutul de la FINS nu este doar pentru taxe de școlarizare, poți să folosești banii pentru orice tipuri de cheltuieli pe care le ai. Și apoi acesta se plătește ulterior în rate, în momentul în care ne angajăm? Da, după terminarea studiilor, tu o să primești o ofertă, practic, indicative, care o să-ți arate exact cum va trebui să returnezi. În momentul în care o să intri în contact cu un consilier FINS, tu va trebui să-ți faci un buget ca să știi, să planifici exact cheltuielile pe care le ai și în funcție de asta o să rezulte o sumă pe care va trebui să o împrumuți, vrei să o împrumuți și în funcție de această sumă vei primi un desfășurător practic al modalității în care se va returna împrumutul FINS. Mulțumesc frumos! Am și o întrebare în legătură cu locuința. Știu că există o platformă pe care ne putem înscrie și ar trebui să ne înscriem mai din timp. Puteți să ne spuneți mai multe? În ce clasă ești? A 12-a. A 12-a și ai deja un consilier Edmundo? Nu încă. Nu încă. Așa cum spuneam, undeva spre sfârșitul lunii aprilie, în cursul lunii aprilie, spre sfârșitul lunii aprilie, noi centralizăm toate informațiile pe care le primim de la universități referitoare la cazare și atunci vă trimitem fiecărui copil cu care noi lucrăm, vă trimitem informații despre cum puteți face ca să începeți să căutați cazare și unde anume. Înțeles, mulțumesc. Cu plăcere. Aș avea și eu o întrebare. Sigur, te rog. Dacă decidem să nu mergem la o facultate care e parteneriată, tot ne poate ajuta consilierul cu cazarea sau nu? Nu, din păcate nu, pentru că e valabil, asta spuneam, că noi în
nu știu, martie, aprilie, centralizăm informațiile pe care le primim de la universitate referitoare la cazare și la posibilitățile de cazare pe care le recomandă ei, deci sunt cumva niște surse sigure, iar informațiile astea actualizate noi le primim doar de la universitățile partenere, nu știm pentru universitățile nepartenere. Ok, mulțumesc. Cu plăcere. Dacă mai sunt întrebări, vă rog. Da, am eu o întrebare. Oare mă auziți? Uh-huh. Așa, deci, știu că sunt facultăți de stat și sunt facultăți private. Finanțarea funcționează doar pentru facultățile de stat sau și pentru cele private? Da, pentru oricare. A, pentru oricare. Ok. Că știu că facultatea asta privată la care încerc eu să merg e mai scumpă, e mult mai scumpă. Vorbim despre Olanda? Da. Ce facultate este? Amsterdam Fashion Academy. Am înțeles. Este una scumpă ca și cealaltă, că mai este încă una care este de stat. Da. Din câte știu eu, pot să accesez o... adică fie accesez, dacă suma, taxa de școlarizare la universitatea ta este mai mare, poți să accesez până la maximum 800 și ceva, aproape 900 de euro pe lună pentru taxa de școlarizare. Am înțeles, mulțumesc. Plăcere. Consilierul Edmundo ne poate ajuta și cu bursele acelea duo de stat olandez? Am citit despre ele pe internet. Toate sursele de finanțare despre care am vorbit până acum sunt de la duo, adică împrumutul pentru taxa de școlarizare și cele suplimentare, plus că mai sunt și altele puțin mai specifice, gen, nu știu, în anumite condiții se poate returna o parte din banii pe care îi plătești pentru chirie, pentru transport, dar... toate sunt de la duo și, așa cum spuneam, pot fi accesate doar după momentul în care ajungi în Olanda. Pentru, de exemplu, dacă iei în considerare, nu știu, returnarea unei anumite sume din plata chiriei, singurul lucru la care poți fi atentă dinainte, anterior, este ca... nu știu, apartamentul sau locuința pe care o găsești să fie considerată în sistemul olandez locuință individuală, pentru că ei vor returna doar pentru acest tip de locuințe. Deci asta e doar asta poți face de acum, iar restul urmează să, nu știu, cauți mai multe informații după ce ajungi în Olanda. Aș vrea să pun și o întrebare, vă rog. Sigur, te rog. În medie, cam ce salariu pot avea studenții care lucrează part-time? În medie, uite, avem aici o estimare, poți câștiga între, nu știu, 8 și 10 euro pe oră, ceea ce ar însemna un minim de, nu știu, 500 de euro pe lună. Ia să vedem. Da. Un minim de 500 de euro pe lună. Plus cel puțin 400, aceia care sunt sursă suplimentară de finanțare, deja dacă mai ai și un pic de sprijin din partea părinților, s-a făcut bugetul pentru o lună. Am înțeles. Și în legătură cu limba, știu că trebuie să, cei care se angajează trebuie să știe olandeză, așa? Adică e greu să găsești? Depinde. Sunt și locuri de muncă pentru studenți unde nu e nevoie să cunoști limba olandeză, deci la început va trebui să le alegeți pe acelea la care puteți vorbi limba engleză. Dar sunt, majoritatea studenților cu care noi lucrăm reușesc să-și găsească joburi de studenți relativ repede după ce ajung în Olanda. Acum nu știu exact cum mai fi situația având în vedere perioada pe care o parcurgem. Dar majoritatea studenților lucrează part-time și reușesc să îmbine și școala și lucru part-time. Ok, mulțumesc. Plăcere. Mă scuzați. Iar finanțarea aceea pentru jobul part-time, cum se poate accesa? Ține de anumite condiții?
Păi da, una dintre condiții este să ai un contract de muncă part-time în Olanda. Și poți depune cererea după ce ajungi, după ce ai deja contract de muncă, iar mai multe informații găsiți pe site-ul de la DUI. Ia stați că vă dau eu acum un link unde puteți căuta mai multe informații, plus că informații detaliate îți poate trimite și consilierul tău. Ai deja un consilier Edmundo? Nu. E momentul să ai. În ce clasă ești? 11. Da. Cu plăcere. Mai sunt întrebări? Aș avea și eu o întrebare. Se aude? Da. Eu sunt clasa 11-a, cam când ar trebui să încep să aplic pentru facultăți? Că știu că e diferit. Deja poți să ne scrii pe Edmundo Arond Educativa. .ro, cu câteva informații despre tine, în ce clasă ești, ce profil studiezi la liceu, ce ți-ar plăcea să studiezi, în ce domeniu, adică dacă ai deja un certificat de limbă engleză și ți se va aloca un consilier care te va putea ajuta să ajungi la o decizie în privința programelor, universităților la care vrei să aplici și în funcție de asta îți va putea spune care sunt criteriile de eligibilitate, care sunt documentele necesare. Procedura de aplicare. Mulțumesc frumos! Plăcere! Aș putea să pun și eu o întrebare? Desigur, te rog! Eu am intrat pe site-ul Edmundo și de ceva timp m-am interesat de școlarizarea în Olanda. Ideea este că eu aș vrea să dau pe arhitectură și am găsit incredibil de puține informații legate de asta. Da, îmi pare rău pentru că noi nu prea avem programe de arhitectură în parteneriat în Olanda. Este un singur program care cumva după primul an îți poți alege o specializare, dar nu este în arhitectură, este în design interior. Aha, am înțeles. Bine, mulțumesc frumos! Cu plăcere! Aș avea și eu o întrebare. Sigur! Eu sunt doar a noua și vreau să știu oare voluntariatele pentru a fi recunoscute sau ca să pot să le pun într-un dosar, îmi trebuie o diplomă sau ce aș avea? Depinde. Sunt important. E important să aveți activități extrașcolare, e lăudabil că aveți activități extrașcolare, dar ele sunt mai mult sau mai puțin importante, în sensul că dacă, de exemplu, activitatea de voluntariat pe care ați făcut-o voi de-a lungul timpului are relevanță pentru programul la care aplicați, da, cu siguranță poate îmbunătăți calitatea dosarului. Da, chiar dacă nu este domeniul în care faceți voluntariat, nu este relevant pentru programul de studiu la care aplicați, tot e important pentru că puteți vorbi despre aceste activități în eseul personal, atunci când va trebui să redactați un eseu personal și nu va fi suficient doar să enumerați activitățile de voluntariat la care ați participat, dar e super util dacă reușiți să spuneți în ce mod au contribuit aceste activități la dezvoltarea voastră personală. Nu știu, de pildă, de când merg la voluntariat, reușesc să am un management mai bun al timpului sau mi-am dezvoltat abilitățile de comunicare, ori am învățat să planific evenimente sau la modul acesta ele trebuie valorificate, activitățile acestea. Diplomele sunt importante, dar mai importantă experiența în sine și valoarea adăugată pe care o aduc calității voastre personale.
Am altă întrebare. Am înțeles de la un alt student, de exemplu Tilburg, că eu vreau să aplic, că a fost foarte ușor să intre la facultate, dar după primul an a dat un examen care a fost destul de greu. Puteți să-mi spuneți ceva despre acesta? Adică e la mai multe facultăți sau... Păi, cum, na, nu știu, în general, când studiez la facultate, implică să dai niște examene. Nu aș putea să-ți spun exact cum sunt examenele de la universitate, în primul rând că nu știu la ce universitate se referă, dar în principiu, dacă participi la cursuri și îți dai la timp lucrările pe care le ai de făcut și studiezi, na, nu cred că e imposibil să iei examenul pe care trebuie să-l dai. Că despre asta e vorba. Când mergem la studii superioare, ne așteptăm să dăm examen. Ok, mulțumesc. Plăcere. Mă scuzați, asta e o întrebare. Da. Care ar fi domeniile sau programele la care am putea aplica după terminarea profilului de filologie? Profilului de filologie. Voiam doar să nu uita, nu uit, dar voiam doar să vă amintesc că, apropo de întrebarea anterioară referitoare la examene și la, nu știu, viața de student, puteți să accesați grupul nostru de Facebook, Viitori și Actuali Studenți. Eu am făcut o greșeală de redactare acolo. Viitori și Actuali Studenți Edmundo, unde puteți intra în contact cu persoane care chiar sunt în momentul ăsta sau au fost studenți în Olanda și vă pot împărtăși din experiența proprie, inclusiv despre, nu știu, gradul de dificultate al examenelor pe care va trebui să le susțineți. Bun, și acum mă întrebai despre filologie. Da, sunt programe care nu au niciun fel de cerință și pentru care ești eligibil chiar dacă ești la profil de filologie, dar acum depinde, te-ai gândit și la domeniu în care vrea să studiezi? Mă gândeam la drept, dar nu știu dacă merg... La drept nu sunt cerințe de eligibilitate, noi avem un singur program în parteneriat pe domeniul drept, e cel de la Tilburg, de Global Law, și acolo nu sunt cerințe de eligibilitate, în schimb va trebui să motivezi foarte amănunțit și foarte hotărât de ce ai ales programul de studiu, ce te recomandă pentru a studia dreptul, de ce ai ales universitatea și o să fie și un soi de procedură de selecție care nu e neapărat eliminatorie, dar va fi o procedură de selecție după aplicare, inclusiv un interviu cu universitatea ți se va programa, deci poți să te informezi amănunțit pentru că va trebui să vorbești despre asta și să argumentezi de ce ai ales programul, de ce ai ales domeniul, de ce ai ales universitatea. Și dacă, scuze, am doar o întrebare legat de asta, îmi pare rău că te întreb. Și dacă vin de pe MateInfo și vreau de la același program, e vreo diferență? Ok. Îmi pare rău. Nu vă spărați, dar pe științe politice se cere matematica, ca să zic așa, la BAC sau dacă vin de pe un profil de filologie. Științe politice? Nu știu, chiar nu știu toate, sunt sute de programe, nu le știu pe de rost și nu știu pe de rost criteriile de eligibilitate la fiecare, dar dacă nu ai un consilier Edmundo, poți să ne scrii ce te interesează să studiezi și atunci vei primi o listă cu programele cu care avem parteneriat și clar poți afla care sunt criteriile de eligibilitate. Dacă ai deja un consilier, atunci... caută-i datele de contact, sunt sigură că undeva le ai pe mail sau pe telefon și adresează-i o întrebare. O întrebare. Documentele pe care le punem în CV, orice fel de diplomă și de la voluntariate și așa, sau teste de limbă, trebuie toate traduse în engleză undeva autorizat? Nu, acestea nu trebuie. Ele de obicei se atașează ca anexe ale CV-ului și poți face tu o traducere, consilierul tău îți poate oferi un model după care poți face tu traducerea și pot fi puse în modul acesta în CV. Nu, okay, cred că eu am,
Eu am, de exemplu, un test de spaniolă certificat, adică doar că l-am dat aici în România și atunci notele și tot sunt așa pe sistemul românesc, 9, 10 și aia nu știu dacă înțeleg cumva nivelul. Ba da, ba da. Cumva sunt făcute echivalări, ei cunosc sistemul de universitățile, birourile de admiter, cunosc sistemul de educație, sistemul de notare din România, deci e în regulă, nu trebuie să-ți faci probleme. Ah, ok, mulțumesc mult. Dacă n-ar înțelege ceva, o să-ți trimită pe mail o solicitare de informații suplimentare și atunci, în funcție de ce îți vor cere, vei putea rectifica. Da. Și mai am o întrebare. Știu că putem aplica la maxim 4, doar că nu știu dacă maxim 4 universități sau maxim 4 programe, adică dacă eu de la universitate aleg două programe, cum se pun? Maxim 4 programe, atât. Maxim 4 programe care pot fi fie de la aceeași universitate sau de la universități diferite, dar maxim 4 programe de studiu, adică practic maxim 4 facultăți, că ăsta e cumva echivalentul denumirii este program de studiu. Ok, mulțumesc. Numai că, nu știu dacă ai fost de la început, n-aș recomanda să aplici la 4 din start, aș recomanda să faci un pic de cercetare individuală sau și împreună cu consilierul și să reușești să ajungi la o listă de 2, să aplici, să vezi care e răspunsul universității și apoi, dacă e nevoie, să mai aplici și la alte 2. Am înțeles că ați spus că cele care au nevoie de o selecție ulterioară trebuie cumva să avem și una de backup. Da, și da. Eu vreau management hotelier și atunci majoritatea... Management hotelier nu este una dintre, unul dintre domeniile în care sunt programe, adică nu sunt numerus fixus și oricum, chiar dacă ar fi să alegi un program cu numerus fixus, mai mult de 2 nu poți. Deci condiția este maximum 4 programe, dintre care maximum 2 cu numerus fixus. Deci dacă alegi 2 cu numerus fixus, ar trebui atunci să mai iei unul de rezervă fără procedură de selecție. Dar la management hotelier nu e cazul. De adică, exemplu, la Breda am văzut că are... Are procedură de selecție, într-adevăr, dar nu este un program cu numerus fixus. Pur și simplu va trebui să treci prin anumite, nu știu, etape, va trebui să completezi ceva chestionare. O să vezi că... Ai deja consilier? Da, am sunat. Am sunat și bine mi-a spus să resun ulterior, pentru că eram abia început de 11 și... Da. E regulă, o să îți dea toate detaliile. Chiar, și apropo de asta, dacă tot am ajuns la subiectul ăsta. În general, dacă aveți consilier Edmundo și îi scrieți un mesaj și nu vă răspunde primele 5 minute, o oră, 2 ore, nu intrați în panică, pentru că noi știm întotdeauna când ne-ați contactat, încercăm să vă răspundem atât eu cât și colegile mele, încercăm, facem tot posibilul să vă răspundem cât mai curând posibil. Noi avem în principiu un termen de 48 de ore în care putem să răspundem, iar în cazul în care nu reușim să ne încadrăm în termenul de 48 de ore, cu siguranță vă vom anunța și vă vom contacta. Adică nu trebuie să intrați în panică și nu trebuie să vă stresați dacă ați trimis un mesaj și n-ați primit răspuns imediat. Oricum, dacă se întâmplă să depășească 48 de ore să nu primiți răspunsul, ar fi ideal să întrebați, poate s-a întâmplat ceva, poate nu a primit mesajul, poate nu a primit apelul. E bine să verificați, dar nu intrați în panică, pentru că noi, în general, știm exact cu cine lucrăm, avem datele voastre de contact și revenim. Mai sunt întrebări? Și domeniul de organizator evenimente? Da, avem și domeniul de organizator evenimente. Sunt programe. Aș avea și o întrebare. Pentru diplome de la orice concurs, olimpiade, trebuie traduse sau pot fi atașate doar în română? Mai întreabă o dată, te rog, că mă uitam la o întrebare din chat. Pentru diplomele de la olimpiade, concursuri, trebuie traduse, autorizat sau pot fi atașate în română? Nu în română, în niciun caz în română, pentru că
nu înțeleg limba, limba română olandezii, dar poți face tu traducerea după un model pe care ți-l poate oferi consilierul. Ok, mulțumesc. Așa. Dacă mai sunt una, două întrebări, pentru că în principiu depășit puțin timpul alocat și dacă vă mai pot răspunde, acum e momentul. Aș mai avea eu. Da, dacă poți să vorbești puțin mai tare pentru că nu prea te auzim. Da, acum auzi bine? Mm. Hai, încerc. Vreau să vă întreb dacă și acum se echivalează astea. Da, eu știu ce vrei să întreb. Despre competențele de la BAC? Competențele. Uh-huh. Nu putem să spunem în momentul ăsta, nu, pentru că noi întotdeauna așteptăm confirmarea sigură a universității, dar având în vedere experiențele din ultimii 2 ani, au acceptat echivalarea cu notele din liceu. În principiu, cei care au peste 8,50 la media generală engleză în liceu primesc calificativ B2. Da, mulțumesc. Și este acceptat. Aș vrea să aplic pe informatică sau programare și vreau să vă întreb dacă trebuie să știu ceva în plus sau să învăț ceva în plus. Da, în general, multe dintre programele de computer science din Olanda sunt cu procedură de selecție, cu test, dar, așa cum spuneam, după aplicare, după selectarea pe platformă, pe stadii link a programului, vei primi informații detaliate de la universitate despre următorii pași, inclusiv acces la materiale de studiu pe care vei avea timp să le parcurgi, astfel încât în momentul testului să reușești să ai cunoștințele de care ai nevoie. Ok, mulțumesc frumos. Și pentru acel examen pot să dau și Cambridge-ul? Da, da, da. Cambridge Advanced este cu scor minim C, este acceptat la orice universitate. Și cam până când aș putea să-l dau? În principiu, după ce se eliberează diploma de BAC, se trimit documentele finale, adică diploma de BAC, traducere, foaia matriculă finală, traducere, și cam atunci ar trebui să trimiți și testul de limba engleză, adică undeva, nu știu, spre jumătatea lunii iulie deja să fie trimise toate documentele, deci să ai deja certificatul final obținut. Ah, ok, mulțumesc mult de tot. Cu plăcere. Am și o întrebare. Și acest Cambridge Advanced, acest Cambridge Advanced are și el valabilitate de 2 ani, din câte știu? Da, teoretic nu are. Adică ei ce la Cambridge îți vor spune că nu are, dar cerința universității, dacă aplici cu un certificat mai vechi de 2 ani, îți vor spune că e nevoie să fie valabil în momentul începerii programului de studii, adică să nu depășească 2 ani din momentul în care l-ai obținut. În septembrie, anul academic în care vei începe tu. Și pentru organizator de evenimente e nevoie de el sau de Cambridge? Depinde. Universitățile din Olanda, multe dintre ele acceptă competențele de la BAC, deci e posibil să nu ai nevoie de test de limba engleză, dar va trebui, în funcție de universitate și de program, să întrebi consilierul, că el îți poate spune exact pentru universitatea și programul pe care l-ai ales, dacă ai nevoie de test sau nu. Ok, mulțumesc! Cu plăcere! Mai am o întrebare, dacă dumneavoastră pe viitor o să mai faceți întâlniri de genul ăsta despre alte țări? Adică nu doar despre Olanda. Da. Vedeți că aveți și în chat informații despre conferința studenților Edmundo, ediția de toamnă. Este un eveniment care se va desfășura pe 11 și 12. Colegile mele au scris octombrie, dar este noiembrie. Să rețineți. Și acolo vor participa atât reprezentanții ai universităților din Olanda, Belgia, Finlanda și Suedia, dar și studenți cu care noi am lucrat anterior și care acum sunt în curs de adică studiază acum în Olanda. Sunt studenți în Olanda, Belgia, Finlanda și Suedia. Deci puteți participați. În plus, avem și un calendar de evenimente, cred că tot pe site, ia să vedem, unde puteți să urmăriți toate evenimentele
online pe care le desfășurăm. Da, mai sunt alte întrebări? Că eu caut link-ul imediat. Nu mai sunt întrebări. Scuze, doar un pic mai tare să vorbești pentru că nu reușesc să te aud. Da, zic aș mai avea eu o mică întrebare, da. Tot legată de drept, că n-am apucat atunci să termin. Așa. Am auzit, nu știu dacă e adevărat, dar am auzit că ca să studiezi drept în străinătate trebuie să știi limba care se vorbește în țara respectivă. De exemplu, nu engleza sau nu limba pe care o învățăm noi. De exemplu, olandeza. Adică trebuie să știm olandeza ca să studiem dreptul acolo. Despre ce universitate vorbim? Despre universitatea, ați spus dumneavoastră, de Tilburg University. Yeah. Nu este nevoie să cunoști olandeză ca să studiezi Global Law la Tilburg. Programul pentru studenți internaționali se desfășoară în limba engleză. Există anumite programe, dar nu e cerință obligatorie. Există anumite programe de la alte universități la care se poate întâmpla să fie o cerință pentru o altă limbă în afară de limba engleză, dar tot cursurile se desfășoară în limba engleză, nu în limba respectivă, dar na, în general cele de management hotelier, de evenimente pot avea astfel de cerințe, dar nu e obligatoriu și oricum în momentul în care decizi să aplici, dacă lucrezi cu un consilier, îți spune, el știe și îți poate spune dacă ai astfel de cerințe sau nu, dar nu e ceva ce se întâmplă des, adică nu e o regulă în niciun caz. Cu plăcere. Bun. Mi-a părut bine să vă cunosc. Mă bucur că ați avut atât de multe întrebări. Eu chiar sper că s-a făcut cât de cât lumină în ceea ce privește lucrurile pe care le-ați avea de făcut dacă decideți să studiați în Olanda. Dacă n-aveți consilier, scrieți-ne ca să aveți unul. Dacă aveți consilier, scrieți-i consilierului și începeți să faceți lucruri acum, pentru că mai târziu o să fie mai complicat pentru voi. Aș putea să vă întreb și eu ceva? Sigur, te rog. Referitor la universitățile care au ca opțiune cazarea pe campus, ar fi la Cămin, este pe principiu primul venit, primul servit? Da, în principiu există o perioadă de aplicare, se deschide la într-un anumit moment și da, e ideal să aplici cât mai devreme. Da, din momentul deschiderii perioadei de aplicare. Nu trebuie să vă preocupați chiar de pe acum despre cazare. Mai important e acum să vă hotărâți cât mai specific asupra universității și asupra programului, ca să nu aveți decizia asta de luat mai târziu. Da. Și în momentul în care se deschide perioada de aplicare pentru cazare, tu să știi deja, vreau să studiez la cutare universitate și să știi campus. Pentru că dacă nu știi unde vrei să studiezi, clar nu știi unde să-ți cauți cazare, că pot fi în orașe diferite, de exemplu, universitățile la care ai aplicat deja. Eu am aplicat deja, de-aia vă întreb. Trebuie să le trimit documentele acum și de-aia vreau să știu când ar fi optim ca perioadă pentru optim mine. Optim perioadă, ți-am zis, dacă ai consilier, o să primești informații undeva prin aprilie. Aprilie, început de mai și tot atunci e important să le parcurgi cu atenție și să urmezi pașii menționați acolo. Da, mulțumesc. Cu plăcere. O să închei ședința noastră de astăzi, întâlnirea. Mi-a părut bine că ați avut multe întrebări. Sper că v-ați mai edificat câte un pic. Mai continuăm, seria de întâlniri. Am lăsat link-ul cu evenimentele noastre viitoare. Puteți să-l salvați și să urmăriți periodic, pentru că o să avem tot felul de evenimente. Și spor în toate!
Pa, pa. Cu plăcere. Pa, pa. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. Mulțumim, o seară frumoasă.